De hecho, un manual, algo así, para internet, seismic analysis of building. Și eu vreau să vă vorbesc despre modelul redus. Deci programul poate să calculeze în toate gradele de libertate. Și aici eu am expus o clădire mai simplă decât a noastră, dar pentru că are pereți și elemente finite de tip suprafață, are foarte multe grade de libertate și fiecare nod are 6 grade de libertate. Deci pot să fac analiza seismică pe modelul ăsta, dar matricea dinamică are 42.840 de grade de libertate în acest model. Problema este că în modele mai complexe, nu foarte regulate, pot să apară niște moduri de vibrație locală în care se pierde din masă. Și atunci o să am nevoie de un număr mai mare de moduri de vibrație ca să însumez măcar 90% din masă în calculul seismic, cu metoda aspectelor de răspuns. Pentru a combate acest fenomen, s-a inventat un model simplificat, se numește IRS, de la Improved Reduced System, prin care se asimilează o clădire cu un sistem simplificat, adică îl consider că toată clădirea e un băț, care are masele de la nivelul planșeului concentrate cu o rigiditate echivalentă. Deci, practic, forțele seismice se distribuie pe aceste mase. Programul analizează distribuția de forțe pe nivel și apoi le aplică pe modelul complet 3D. Și atunci am distribuția de eforturi în element finit. Deci este similar cumva conceptului de diafragmă. Deci eu ce fac în etaps cu membrană și diafragmă, cam asta echivalează lucrul ăsta când asimilez cu și are rolul să elimine modurile locale de vibrații sau efecte locale ale comportării cadrului, reducerea timpului de calcul, că evident să calculezi o matrice de rigiditate mult mai mică, de 2000 de ori mai mică e mai simplu. Și de asemenea îmi permite modelarea excentricităților masice, că de asta spuneam colegul, parcă a văzut filmul dinainte și spoiler. Deci se leagă perfect ce zicea, pentru că dacă am nivelul la nivel de bilă tot etajul, foarte ușor face acest cuplu de forțe să dea excentricitatea de nivel. Bun, cum activăm acest model IRS? Trebuie în primul rând să definim etaje, cum e și în poza asta. E un concept în știa, definirea de etaje, atribuirea de elemente pe etaje și exact aceste etaje se vor regăsi în structura de clădire din alt plan. Să dacă aduc modelul din alt plan, el vine cu etajele automat. Ca să definim etajele, mergem în proiect, nu proiect, în sistem de axe. Și avem etaje. E cumva repetitiv față de ce făcusem cu axele inițial, dar trebuie să o facem. O să zic că înălțimea de nivel e 3 și pot să continui etajul 1, etaj 2 și așa mai departe. Însă ce vreau să fac este să fac o repetiție de 4 ori. Ca în parter 1, 2, 3. Și dau OK. Și aici o să-mi pună niște cote. Deci la fiecare 3 metri am o cotă de nivel, un etaj. Și acum ce trebuie să mai fac? Să selectez etajele și să fac o alocare. Și o să includ elementele la partea de sus. Deci o să fac o alocare automată a elementelor per etaje, deci să-mi adune ce elemente fac parte din etaj și să le reducă la partea superioară, adică unde se pune bila aia, pe care o vedeați, jos sau sus. Am zis sus și zic alocare automată. Dar vrem să vedem ce am făcut. Putem să vizualizăm după etaj. Să zicem activitate după etaj. Și atunci aici se găsește conceptul de etaj. Ăsta e nivelul 1 și am aici două slide-uri, ca la un lift, să urc un etaj. Da, de ce n-am făcut? Realitate nu e posibil. Ah, că am activat prea puține. Zic toate active. Și cred că după pot să mă plimb prin etaje. Da, nu înțeleg ce fi dezactivat-o. Așa pot să activez manual, dar îmi plăcea cu săgețile alea. Adică pot să văd următorul nivel. Și atunci înțeleg ce s-a integrat din el. Sau aici, etajul 3, etajul 4, 5, n-am nimic, e plac. Bun. Revenim la modelul obișnuit. Deci am selectat și am dat alocarea automată la partea de sus. Cam asta a fost să activez IRS-ul.
După care, fiindcă l-am activat, am activat părțile acestea, pot să revin la acțiunile seismice și exact aici să fac ce spunea colegul, excentricitate accidentală. În loc de dezactivat, să punem distribuție lineară de accelerații, acel 5%. Și atunci programul face automat un caz prin care face un cuplu de forțe care răsucește suplimentar, deci de un moment de torsiune de nivel, pe nivelurile respective. Șmecheria asta funcționează numai dacă facem model IRS. Iar ca să fim siguri că am făcut modelul IRS, l-am rulat, trebuie și în partea de calcul să stabilim acest lucru. Deci sus la calcul, înainte să rulăm calculul, pot să mă duc pe editare, analiză și aici o să-i zic utilizare metodă IRS. Deci doar dacă fac lucrul ăsta, o să țină cont de metoda IRS. Și aici pot să-mi stabilesc și numărul de valori proprii. Sunt mai multe setări, le vom discuta, dar nu chiar acum. Deci, 10 moduri proprii de vibrație să determine. Și aici mai sunt și alte setări, dar momentan nu ne preocupă. Dăm doar OK. Și o să rulăm calculul. El are separat analiză modală, calcul liniar. La analiză modală îmi face doar analiză modală, să văd moduri proprii de vibrații, durează mai puțin. În timp ce calcul liniar le face pe ambele. Atunci lăsăm calcul liniar, că timpul de calcul este influențat mai degrabă de nivelul de discretizare a elementelor decât de altceva. Dăm OK și fiindcă elementele sunt grosier discretizate la un metru, o să dureze mult. Acum face integrarea efortului pe nervuri. Deci ia din placă cu grinzile aferente și le concentrează pe ceva echivalent. Da, ne-a mai crescut translația, avem chiar 2,3 mm. Acum nu e din combinații, este doar din cazul de seism, dar deja asta cam spune multe despre cât de supradimensionată e clădirea de la alt plan. Vedem cum o mai optimizăm cu știa, să vedem ce economie îi face. Vedem OK. Pot să ascund pălăria aia de sus cu masele din setări parametrii să nu mai afișeze masele. Și putem merge în rezultate să vedem cum se comportă această clădire. Să vedem niște un protocol de calcul cu perioadele proprii de vibrație, să vedem cum a concentrat masele și să vedem modurile proprii de vibrație, cum dansează clădirea. Pentru asta mergem în protocolul de calcul. Și avem calcul liniar. Ăsta ne ajută doar să vedem forță tăietoare de bază pe câte un caz, să vedem forță tăietoare de bază pe X, pe Y, în cazul în care acționează seismul pe X, în cazul în care acționează pe Y. Și asta e ceva la care se uită verificatorul, că e așa el, clădirea cu încărcări, nu știu ce, greutate topită, înmulțește coeficientul seismic și se uită, ia cât ți-a dat, da, e bine. Și apoi trece mai departe. Ce mă interesează mai degrabă în protocolul de calcul, nu este calculul liniar aici, ci frecvențe proprii. Facem o previzualizare. Și aici avem niște frecvențe proprii. Clădirea nu e regulată, am spus asta de la bun început și în primul mod chiar am o excentricitate. Că e normal, acum am pus elementele, ar trebui să echilibrez un pic acea excentricitate. Deci în modul 1... Ce văd aici sunt factori de participare modală, adică procentual 1 ar însemna 100%, câtă masă intră pe cele, pe translații, pe cele trei direcții, X, Y, Z, sau pe rotiri, pe X, I, R, Y, I, R și Z, I, R. Deci e procentual. Eu mă uit aici și văd o torsiune în modul 1, că e mare, 60% în modul 1. Mă mai uit aici pe modul 2, am 74% masă pe X. Deci va fi o translație pe X și mă uit pe Y, că am 54% pe Y. Dar asta e pentru conosiori, așa, să uite și să înțeleagă clădirea din valorile astea. Mai intuitiv este dacă ne uităm un pic la deformată. Adică ne uităm la structură deformată și aici în loc de cazuri de încărcare aleg combinații masice. Și atunci ce se întâmplă? CM1 este combinația masică 1, singura pe care am făcut-o. Iar slash 1 este modul de vibrație. Iar valoarea de după nu este perioada, ci este frecvența. Adică, încă o dată, dacă revin la protocolul de calcul,
observați că aveam perioade și frecvențe. Deci ar o pune în domeniul frecvențelor. Perioada clădirii, perioada 1 e foarte rigidă clădire, 0,18. Oricum, ea nu e conformată prea bine, este foarte masivă. Bun. Deci acum, revenim la structură deformată și ne uităm la primul. Și avem aici, deci cumva nu sunt foarte bune rezultatele pentru că rețeaua nu este foarte fin rafinată. Rețeaua de calcul este foarte grosieră aici la un metru și de asta masele s-au mai pierdut. Deci nu am chiar 90% în toate cazurile. Pot să văd aici cam cum se deplasează. Deci observați o torsiune, fiindcă aici am un element de rigiditate, am și stâlp, pe care aici nu l-am. Și atunci am dă o torsiune, lipsa de regularitate. Modul 2, am translație. Asta arată destul de bine. În modul 3, am translație cuplată cu torsiune. Deci s-ar translata, dar fiindcă aici are un stâlp în plus, coada asta fuge mai mult. Și ar vrea să le vedem și animat poveștile astea. Foarte simplu, mergem în vizualizare, fereastră animație. Și pot să-i zic raport, adică să facă stânga-dreapta. Și aici văd cum dansează clădirea, cum se mișcă. Deci e o torsiune care apare. Pot conforma altfel clădirea, să găsesc o soluție, să fac niște stâlpi mai mari, să compensez rigiditatea, sau o proiectez așa, la forțele astea mari de torsiune. Oricum se poate reduce semnificativ ce e în clădire, adică pot să-i mai scad din stâlpii ăștia, să-i scad rigiditatea de pe partea aceea, să-i slăbesc partea care aparent e mai rigidă ca să echilibrez. Și atunci pot să fac economie doar slăbind niște secțiuni și pe celelalte las mai mari. Deci aici vine treaba inginerului proiectant, cum conformăm structura, să ne înjure arhitectul, dar ea să aibă o comportare cât mai uniformă. Fiindcă cu cât e mai regulată, cu atât Q-ul e mai mic. Deci dacă clădirea e sensibilă la torsiune, nu mai poți să merg cu Q-uri așa mari. Pentru că nu o să se mai mobilizeze. În loc să plece toate cadrele, să mai apară articulații plastice în multe secțiuni, vor apărea articulații plastice în zona asta și se rup grinzile și cade clădirea. Asta e na poveste. Dacă ea e regulată și pleacă uniform, atunci acționează mai multe cadre și se plastifică mai multe grinzi. Deci e ok să disipe energie. Dar dacă ea are o zonă critică aici și e cedat, se duce. Deci de asta e o luptă cum să conformăm clădirea, cum să o aranjăm și cum să învingem torsiunea. Altfel trebuie să lucrăm cu un Q foarte mic, că nu avem încotro. Uitați, și aici suferă și mai tare. Dar observați că e totul foarte, foarte butucănos. Și totodată nu sunt mulțumit de perioadele de sumele astea sunt mici. Motivul este nivelul de discretizare, care este foarte slab pentru calculul dinamic aici, trebuie să-l sporesc. O să-l sporesc doar din parametrii generali, dar după o să vă arăt cum facem și discretizări locale. Deci la editare rețea o să impun, și asta e o condiție chiar pusă de program, de cei care au făcut programul, în calculul dinamic se impune să împarte elementul liniar în minim 5 bucăți. Nu o să-l explodeze fizic, nu o să-mi apară 5 noduri pe el sau bare foarte mici. Nu, e ceva intern, îi crește doar matricea de rigiditate ca dimensiune. După care vreau să umblu la discretizare element de suprafață. Dar unde e ăla? Da, e ok, l-au comutat pe panou. Deci asta e dimensiunea unui element de suprafață. O regulă a lui Scia, ca să aibă o balanță bună între acuratețea rezultatelor și viteza de calcul, este să se utilizeze grosimea elementelor. Dar acum, în cazul de față, nu o să folosesc chiar grosime, o să folosesc dublu. Nu mă interesează chiar dimensionare, ci conformarea clădirii. Deci sunt în etapa în care mă interesează un calcul seismic și nu să dimensionez armătura în fiecare punctuleț de element finit. Deci o să-i zic un 0,3. Deci practic înseamnă că dimensiunea maximă a elementului finit să fie 30 de centimetri. Aia zice undeva și nu i-am răspuns. Da. Da, asta e discretizată la un metru. Adică, nu
E ok. Da, e ok. Dar e la un metru, la un metru e decent. De la un metru înseamnă că deja am face vreo 5 bucăți acolo. Deci se încadrează și în valoarea asta. Asta e cu metri, cu unități de măsură. Asta este cu număr de elemente. De el ia elementul mediu. Se uită cât de lungi sunt barele, face o lungime medie, aia o parte la 5 și aia e valoarea la care se împart mai departe. Și pe aici am zis să discretizeze, îmbine elemente. Variabile nu avem, dar am lăsat și discretizare toate elementele 1D. Să discretizeze rețeaua. Acum să vedem ce ne iese. O să dureze ceva mai mult calculul, că i-am crescut foarte mult dimensiunea matricii de rigiditate. Modelul IRS e identic. Deci el, ca gradul de libertate dinamică, are tot 3 ori numărul de niveluri, dar diferența și încetinirea vine din distribuție, că el, după ce a aflat distribuția de forțe seismice pe nivel, trebuie să le distribuie prin element finit către planșeu. Da, am mai crescut un pic, ci n-a durat mult nici calculul. Să ne uităm acum la protocol. Tot un 7-7, nu pare să fi crescut foarte mult. Unde o să vedem un pic diferențe la deformată. Ar trebui să vedem mai multe, dacă nu înseamnă că nu a discretizat. Mie nu pare că a discretizat. Cred că i-a fi dat cancel. Hai să punem la 0.15. Dar eu văd la elemente 2D. Ok. Cred că le-am mai comasat din setări. Ok. Ce este? Medie cablu, nu e cazul. Ok. Bun. Mai rulăm un calcul pe 15. Că tot mi se pare că e foarte sărăcuță rețeaua de element finit. Tot pe acolo deplasarea. Cred că-s mai dese acum. Asta e modul 1. Deci am de acea torsiune. Bun, pe care pot să o contrabalansez mărind aici stâlpii pe zona asta și scăzându-i pe partea cealaltă. Deci chiar pe latura asta, dacă îi dau o rigiditate mai mare, pot să înving acest stâlp de pe exterior. Asta ca să o conformez, altfel o proiectez la un Q mai mic. Asta e pedeapsă. Da. S-ar putea să nu mă încurce foarte mult Q și să pot să o proiectez aproape de elastic și să ajung economic. Interesul meu este să pot să o reduc totuși economic, să consume cât mai puțin, să aibă cât mai puțin beton și cât mai puțin armătură. Bun, momentan încă nu am stabilit dacă ține sau nu. Pentru a stabili lucrul acesta, va trebui să facem deplasări, verificăm deplasările de nivel. Dar până la deplasări de nivel, va trebui să facem și niște degradări de rigiditate. Că nu am făcut deloc și clădirea, practic, la seism fisurează, ca așa e proiectată. Și dacă fii în stadiu fisurat, ea are cam, s-a evaluat 50% din modulul de elasticitate. Deci este mult mai flexibilă, îi cresc perioadele și alte deformații. Și ăla e modelul în care verificăm drifturile.